Buenos días, buenos días. Asta să facem biscuiți. Puțină ciocolată. Așa. Aici avem ciocolată, o tăiem bucățele. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia, în bucătărie. Așa. Aici tăiem ciocolata, ne-o pregătim. Am pregătit și tava, am dat drumul și la cuptor. Ștergem mămuțele de ciocolată, o așezăm aici și o să facem aceste fursecuri sau biscuiți, cum vreți să le spuneți. Așa. Și le facem cu aceste două forme. Cu aceste vârfuri. Aici avem aluatul și aluatul este făcut din un ou, 125 de grame de unt, 125 de zahăr, 8 grame de praf de copt, un praf de sare, coajă de lămâie, ori vanilie, ori puțin rom, esență să fie, și cam 300 de grame de făină. Și acesta este aluatul. Așa, o să punem puțină făină pe el, așa ca să nu se lipească de degete. Și apoi cu aceste două forme, vedeți, cu acest vârf am dat formă la acești biscuiți sau fursecuri. Ia uitați. Vedeți? Cu vârful. Așa. Și această formă o dăm cu acest vârf. Ia uitați-l. Este mare, mare. Așa. Și o să ne luăm așa câte o bucățică de aluat și o să împingem cu degetul. Dacă faceți aluatul de paleuri, că este mai moale, îl puneți în pungă și faceți, dați formele cu... Dar trebuie să fie mai moale. Acesta este aluatul pentru fursecuri, pentru biscuiți. Așa. Am să le pun așa să... aici în față. Vedeți? Am să dau un pic mai în față. O să mai am nevoie de aceste instrumente ca să mai apăsăm să putem să punem așa. Aici am o tavă și o să punem și în tavă. O să le punem direct în tavă. Și am să-mi iau așa câte o bucățică de aluat. Acestea sunt făcute cu acest dui și aceste de aici două cu acesta. Vedeți? Și luăm. Ne facem așa un suc. Punem puțină făină aici ca să ne ajutăm să nu se lipească de degete. Bună ziua, Monica! Bună ziua! Bine ai venit! Așa. Ingredientele sunt simple. Deci, cum am spus, un ou, 125 de grame de zahăr, 125 de unt. Le amestecați bine, bine, bine până se devin spumoase, un praf de sare, esență, 8 grame de praf de copt și cam 300 de grame de făină. Făina o adăugați după 250 de grame. O adăugați treptat. Așa. Și acum împingem. O să luăm așa. Ia să luăm așa. A zburat. Acesta este aluatul. Se face foarte, foarte ușor. Îl găsiți și pe canalul meu de YouTube, rețeta. Dacă doriți, o și scriu în comentarii. Așa, și împingem. Împingem cu degetul, vedeți? Așa, și facem sprițatul. Ia uitați-l.
Și-l punem așa aici. Ca să facem aceste forme, ia uitați, simple. Luăm tot așa puțin aluat, punem așa aici. Rețeta este simplă. Este simplă. Un ou, 125 de grame de zahăr, 125 de unt, 8 grame de praf de copt, un praf de sare, coajă de lămâie, vanilie și făină cam circa 300 de grame. Și cum fac eu? Amestec foarte bine prima dată zahărul cu untul până se spumuiește cu mâna, fără nimic. Pun într-un vas, o să vedeți rețeta, am să public și link-ul ca să vedeți cum am făcut. Pun untul cu zahărul și amestec bine, 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 bine. După aceea pun ouul, amestec bine, bine, bine și după aceea pun sarea și pun praful de copt, făina, esența și amestecând până avem așa un aluat de această consistență să fie. Deci intră cam acum, depinde cât de gras este untul, depinde de cât de umedă este făina, în jur de 280-300 de grame de făină. Așa, ia să vedem, se vede? Am să-mi dau așa ca să nu se lipească. Și să facem, ia uitați. Apăsăm. Așa. Vedeți? Și aici o să facem o gaură. Ia uitați, în mijloc. Ca să punem ciocolata. Așa puțin. Și luăm din ciocolată și pur și simplu o punem. Vrem să punem și dulceață, punem și dulceață, dar eu le fac cu ciocolată aceste de astăzi. Așa, ia uitați. Simple. Cu mare drag, Monica, cu mare drag. Așa, mai facem câteva sprițate și după aceea vă arăt cum le facem pe acestea cu această formă. Le dăm prin făină să nu se lipească. Ia uitați. Punem așa aluatul aici, simplu și rapid. Așa. Și împinge, face sprițatul, ia uitați. Hop. Și este gata. Așa. Ajutăm cu făină să nu se lipească, rup internetul. Așa. Și o să punem în tavă. Aici am o tavă. O puteți tapeta cu făină, cu foaie de copt. Eu zilele acestea încă n-am cumpărat și nu am. Am să pun așa fără. Așa. Și le așezăm așa aici, una lângă cealaltă. Ia uitați. Așa. Alea le las acolo în față. Și mai facem câteva. Dăm prin făinuță, apăsăm așa aici și acum ne facem steluța noastră. Și ținem apăsat așa, lipit de fundul nostru și împingem. Așa. Cam atât. Și scoatem. Ia uitați. Și apăsăm așa puțin. Și ne ajutăm cu ciocolata. Ia uitați, cu bucățele de ciocolată. Și punem așa în mijloc. Puteți pune și o cireașă. Ia uitați. Cum iese. Așa. Și o punem în tavă. Aici. Mai facem câteva și după aceea le facem pe cele mari. Să mai facem un sprițat și împingem așa, repede. Ia uitați-l. Vedeți? Și îl așezăm în tavă aici. Așa. E să dau ciocolată așa puțin. Ia uitați. Acum mai facem încă una în floricică.
Luăm așa din ciocolată și punem bucățele. Uitați. Și o punem în tavă, aici. Mai facem încă una. Eu apăs de două ori, puteți apăsa și o singură dată. Așa. Vă ajutați așa cu făină să nu se lipească. Luăm o bucățică de ciocolată. Eu am tăiat-o. Am ciocolata și am tăiat-o bucățele. Puteți pune și cireșe confiate și rahat puteți pune în interior, așa, aici, în mijloc. Ia uitați. Și punem aici în tavă, dăm așa puțin prin făină, ia uitați, în tavă. Puneți o foaie aia de copt, o hârtie de copt. Și acum să vedem cum le facem pe acestea. Așa. Mai întâi am să-mi prepar un cerculeț. Așa. Asta o să facem totul așa, fără să folosim... e cam mare. Așa. Facem o biluță și o să ne facem fundul, partea de jos. Așa. O punem așa aici. Și acum luăm din aluatul nostru, îl dăm prin făină. Aici o să avem nevoie și de un cuțitaș ca să tăiem. Așa. Și tot la fel, ținem apăsat pe fund și împingem. Să vedeți cum iese, ia uitați. Să împingem așa pe toate părțile. Așa. Așa. Și apoi o așezăm aici peste. Aceasta este mai mare, încape mai multă ciocolată. Așa. Și punem așa în mijloc aici ciocolată. Cât dorim. Ia uitați. Așa. Și punem în tavă. Mai facem încă una. Nu știu dacă s-a văzut bine. Bine, mai facem încă una. Dăm așa prin făinuță. Să ne facem partea de jos. Așa, o putem tăia chiar și cu acesta. Și lăsăm partea de jos. Așa. Mai luăm din aluatul nostru. Punem așa aici. Și apăsăm. Așa. Acum a ieșit mai bine de data asta. Așa, să-mi dau vârful cu puțină făină. Așa. Și de ce am nevoie de fund, de partea de jos? Pentru că, ia uitați cum îmi iese, ca un cerculeț. Și o așez aici peste, vedeți? O așez așa peste și apoi apăsăm, apăsăm cu să se lipească. Ia uitați, cred că am făcut-o cam mare, n-am pus-o bine, ia, să o așezăm bine, așa și apăsăm. Acum o umplem. O umplem cu ciocolată. Așa. Mai punem puțin. Ah, mulțumesc, Monica. Se vede bine. Mulțumesc că mi-ai răspuns.
Așa. Și acum punem în tavă. Și le facem și pe acestea. Și o să avem trei forme de fursecuri. Mai punem o bucățică de aluat aici peste. Ne facem cerculețul nostru. Am să tai cu aceasta. Așa. Și acum dăm formă la tăiem. Și punem deasupra. Punem aici fundul, partea de jos. Ia uitați, o punem așa aici. Și apăsăm. Apăsăm puțin să se lipească. Așa, oricum se lipește la cuptor. Așa, puțin, puțin apăsăm. Foarte puțin. Și umplem cu ciocolată. Ia uitați. Și puteți pune și dulceață. În acestea, unde este spațiu mai mare, puteți pune dulceață. Ia uitați, bucățele. Așa, tăiată bucățele. Puteți pune ciocolată, Nutella, fructe confiate, dulceață. Și punem în tavă. Ia uitați-le. Așa. Să le punem și pe acestea. Așa. Vedeți? Ia să mai facem. Mai facem una de aceasta. Vă aștept vinerea în direct. În fiecare vineri intru. Așa. Să dăm, avem ciocolata deoparte. Tăiem. Și ne facem baza, partea de jos. Punem deasupra. Punem puțină făină ca să alunece, că dacă nu alunecă, nu iese bine, 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 bine. Așa. Și apăsăm. Așa. Este gata. Dăm și vârful la cuțit prin... Așa, și tăiem. Mi-aduc aminte că înainte așa făceam fursecurile. Întindem puțin așa și punem deasupra. Așa. Și apăsăm așa puțin. Și punem ciocolată. Aici am ciocolată. Eu am tăiat-o bucățele, bucățele. Și luăm. Așa, bucăți. Mai mari, mai mici, până umplem. Ia uitați. Așa. Și așezăm așa aici. Și până terminăm. Ia să mai facem doi sprițați. Punem așa în interior. Astea se fac foarte simplu. Și după ce le facem, topim puțină ciocolată și băgăm o parte. Așa, ne dăm degetul. Ia uitați. Hop! Și este gata. Vedeți? Așa. Mai facem 1, 2. Vă ajutați cu făina să nu se lipească. Hop! Ia uitați, zboară, zboară, vor să fie dat de la cuptor. Și le punem așa aici, în tavă. Ia uitați, una, două alături. Să tapetați cu hârtie, așa, eu nu am pus, dar puteți pune, așa. Să mai facem
două steluțe. Ne ajutăm așa cu făină și ținem așa peste, apăsat, să fie lipit de fund. Nu a ieșit bine. Mai facem o dată. Așa. Scoatem. Așa. Și acum apăsăm. Dăm prin făină și apăsăm puțin și punem ciocolată. Ia uitați, o bucată mare de ciocolată. Vedeți? Se vede. Așa. Și o așezăm așa aici. Și am terminat și aluatul. Acum o să le dăm la cuptor și între timp că stau la cuptor o să facem uleiurile. Așa. Așa, și punem ciocolata așa în mijloc. Ia uitați. Și o așezăm așa aici. Așa. Ia să vedem dacă reușim să mai facem încă una de aceasta. Ia uitați, cu această formă. Vedeți? Așa, să-mi fac mai întâi partea de jos. Să întindem așa un cerculeț și acum să împingem, să vedem dacă ne iese. Dăm degetul prin făinuță să nu se lipească. Și acum tăiem. Și mi iese așa ca un cerculeț, vedeți? Se vede, nu? Și eu îmi fac partea de jos. Așa, ca să nu curgă ciocolata. Și apăsăm. Apăsăm așa cu un bețișor, cu ceva, cu o lingură, cu o linguriță. Cu coada unei furculițe. Așa. Ia uitați, apăsăm așa puțin. Așa. Și punem așa aici. Ia uitați. Așa. Și punem aici. Și acum, cu restul care ne-a rămas, îl scoatem de aici și o să facem un sprițat. O să-l trecem prin această formă. Și apoi le dăm la cuptor, la 180 de grade și le lăsăm. Le lăsăm câteva... circa 20 de minute, nu mai mult. Ne uităm. Așa, am scos din formă. Ia uitați aici ce ne-a rămas. Și acum o să facem prin aceasta sprițatul. Ia uitați. Îl împinge până iese tot. Așa. Așa. Hop, a mai rămas puțin pe deget. Să-l scoatem pe tot. Așa. O să facem un baban. Așa. Ia uitați-l. Așa. O să
să-l așezăm aici. Acestea sunt. Acum le dăm la cuptor. Cățele sunt gata. Am să le pudrez și cu zahăr. Steakurile sunt gata, s-au răcit. Am topit puțin ciocolată. Amestecăm. Așa. Și o să dăm sfrițații prin ciocolată. Ciocolata. Așa. Și acum o să dăm sfrițații prin ciocolată. Îl luăm și îl dăm în ciocolată, așa. Așa, o să dăm așa cu lingura. Așa. Și așezăm așa aici. Am pus ciocolata aici. Acum, cu zahăr pudră, îi dăm așa peste. Așa.